Anchetele desfășurate sub coordonarea Ministerului Sănătății urmăresc verificarea mai multor produse în care s-ar putea găsi bacteria E. coli, fructe, legume și produse lactate. În Argeș, încă de azi noapte, echipe mixte de la Direcția Sanitar-Veterinară, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Agricolă au recoltat probe din astfel de alimente din două rețele de supermarketuri și au fost trimise la București. În paralel au fost luate probe de carne dintr-un magazin din Câmpul Lung, de unde provine unul dintre bebeluși la care a fost confirmat sindromul hemolitic uremic. Au fost recoltate probă de lapte, probă de brânză proaspătă de vaci, a fost ridicată o probă de carne de la o măcelărie din Pitești și o probă de fructe. Toate aceste produse au fost trimise ieri la București, la Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară pentru a fi examinate în direcția colii. Astfel de verificări se fac și în Dolj, de unde a ajuns la Spitalul Marie Curie unul dintre copiii cu sindrom hemolitic uremic. Autoritățile din județ au recoltat probe de alimente, fructe și legume din magazinele unde se aproviziona familia bebelușului. Am recoltat de dimineață aceste probe și au ajuns la ora 8 la Institutul de Igienă și Sănătate Publică la București, unde sunt supuse analize pentru E. coli. Au fost de asemenea intensificate controlele pentru toate produsele de origine animală și vegetală de pe raza celor două județe. Rezultatele analizelor sunt așteptate cel mai devreme în 4 zile.